După cum bine știți, în prezent suntem în mijlocul unei pandemii, ceea ce înseamnă că o boală s-a transmis în aproape toate regiunile de pe pământ și a infectat suficienți oameni pentru a atrage atenția întregii populații. Da, vorbim despre noul coronavirus. A cauzat totodată isterie, panică, îngrijorare și nu doar atât. Virusul, care la unele persoane ce l-au contractat nu declanșează niciun simptom, cu siguranță merită statutul de pandemic. Desigur, în timp ce majoritatea lumii este concentrată pe virusul care zdruncină întreaga planetă, alți oameni își fac griji despre care va fi următorul focar de infecție și aici vă prezentăm Hantavirus. Poate ați auzit de acest virus care în prezent este viral pe rețelele de socializare, un virus viral, cine ar fi crezut? 2020 este cu siguranță un an ciudat până acum. În videoclipul de astăzi vom răspunde la întrebarea, poate Hantavirus reprezintă următoarea pandemie globală? Cu toate că și noi suntem în carantină, ne străduim să vă bine dispunem în fiecare zi cu videoclipuri interesante, dar totodată să vă informăm cu privire la noile știri de actualitate cu privire la situația din prezent. Dacă vrei să ne oferi un sprijin, dă un like acestui videoclip și distribuie-l prietenilor tăi. Aproape la fel cum familia virusurilor provoacă SARS, MERS și COVID-19 despre care continuăm să învățăm, Hantavirus este destul de similar în privința diversității. În loc să fie numele unui virus specific, acesta este un termen general folosit în cazul mai multor infecții, sau cum este numit de Centrul pentru Prevenire și Controlul Bolilor, adică CDC, o familie de virusuri. Totuși, spre deosebire de corona, pare un tip de boală care se declanșează în funcție de locație. În Statele Unite și majoritatea țărilor din Asia, hantavirusurile precum Sinombre sau Andis pot provoca boala numită sindromul respirator hantavirus sau HPS. Alte tulpine ale acestui virus provoacă febră hemoragică cu sindrom pulmonar și renal, cunoscut și ca HFRS. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că virusul se găsește la rozătoare și tipul de infecție în urma contactului cu acest virus este determinat de specia de rozător care trăiește în regiunea unde te afli. Vestea bună, dacă există vreuna, este că spre deosebire de pandemia din prezent, hantavirus nu se răspândește de la o persoană la alta, cel puțin în majoritatea cazurilor. Pentru a contracta hantavirusul, trebuie să fii mușcat de o rozătoare infectată sau să mănânci una. În plus, dacă intri în contact fizic cu o rozătoare purtătoare sau inhalezi aerul sau particulele de praf contaminate de saliva, urina sau fecalele acestor subiecți infectați, atunci vei contracta și tu hantavirusul. După cum am menționat anterior, aceste virusuri care pot provoca o boală mortală nu sunt la fel de contagioase precum SARS-CoV-2. HPS este o versiune a bolii care se găsește doar pe teritoriul Americii. Nu a fost niciodată transmisă de la o persoană la alta, ceea ce înseamnă că personalul medical sau cineva care are grijă de o persoană bolnavă nu va fi în pericol de infectare. Acestea fiind spuse, dacă cineva a fost destul de ghinionist și a intrat în contact cu virusul ce provoacă boala, simptomele nu vor apărea timp de 8 săptămâni. Totuși, vor ști că sunt bolnavi, pentru că la început totul va începe ca o răceală simplă și va deveni mult mai severă odată cu trecerea timpului. La început va apărea oboseala generală, febra, dureri de cap, vărsături, frisoane, lucrurile standard ca în cazul unei răceli obișnuite. Totuși, potrivit CDC, simptomele tardive vor apărea între 4 și 10 zile de la apariția primelor simptome de îmbolnăvire, iar acestea includ tuse și dificultăți de respirație din cauza plămânilor infectați cu fluide. Cu toate că mai mulți oameni s-au recuperat în trecut, HPS are o rată a mortalității de 38%, ceea ce o face destul de letală și înspăimântătoare. Boala atacă în cele din urmă inima dacă nu este tratată corespunzător, punct în care orice tratament este inutil. Haideți să trecem la HFRS. Această afecțiune provocată de diverse virusuri din familia Hantaviridae de cele mai multe ori apare în Europa și Asia și se numește Hantan, care se găsește în cea mai mare parte din Asia de Est, în special în China, dar și în Rusia sau Coreea. Pumala se găsește în Scandinavia, vestul Europei și vestul Rusiei. Virusul Dobrava este întâlnit în Balcani, iar virusul Seol se găsește la nivel mondial.
Spre deosebire de HPS, HFRS este un termen general folosit pentru a descrie mai multe afecțiuni. Aceste boli includ febra hemoragică coreană, febra hemoragică epidemică și nefropatia balcanică endemică. În termeni simpli, un șobolan infectat cu hantavirus este consumat de o persoană fără ca aceasta să știe că este purtător de virus. Pe scurt, toate aceste virusuri fac parte din aceeași familie, doar că numele lor este dat de zona unde apare. Totuși, simptomele pot fi diferite de la o regiune la alta. Simptomele tardive ale acestei afecțiuni pot include o scădere a tensiunii arteriale și insuficiență renală care în cele din urmă vor provoca moarte. În mod interesant, severitatea bolii depinde de virusul pe care îl contractezi. Rapoartele ne arată că virusurile Hatan și Dobrava, care se găsesc de cele mai multe ori în China, Rusia, Croația, Grecia, dar și în țara noastră, tind să fie mai severe decât Seoul și Pumala. În ceea ce privește rata mortalității, aceasta fluctuează în funcție de virusul care cauzează HFRS, dar potrivit CDC, decesele pot apărea între 1 și 15% din cazuri. Vor declanșa acestea următoarea pandemie? Vom fi sinceri și cu toate că nu suntem prezicători ai viitorului, cel mai probabil nu. După cum am menționat și mai devreme, aceste virusuri se pot răspândi prin ingerarea rozătoarelor infectate sau fluidelor acestora sau prin inhalarea prafului sau particulelor de aer contaminate, ceea ce înseamnă că dacă nu trăiești într-un loc infestat de șobolani, ești în siguranță. Și chiar dacă trăiești într-un astfel de loc, nu doar că va trebui ca unul dintre ei să aibă o tulpină a acestui hantavirus, dar va trebui fie să mănânci șobolanul, fie să inhalezi praful contaminat de acesta. Ce vreau să spun este că șansele ca această boală să devină o pandemie sunt foarte puțin probabile, nu imposibile, dar improbabile. Faptul că nu se poate răspândi la fel de ușor precum noul coronavirus este un semn foarte bun și cunoaștem mult mai multe detalii despre această familie de virusuri, pentru că a fost în jurul nostru timp de decenii. A apărut în 1993 pentru prima dată în America și în Europa, iar în Asia în anii 1950. În Canada apar anual aproximativ 3 cazuri, iar în Statele Unite 35. Între 1993 și 2017 s-au înregistrat un total de 728 de cazuri. Cu toate acestea au mai existat focare de infecție și în trecut. În 1993, când într-o zonă dintre Arizona, New Mexico, Colorado și Utah, numită cele patru colțuri, s-a raportat prima epidemie a hantavirusului din Statele Unite ale Americii, după ce mai mulți oameni s-au prezentat la spital cu boli inexplicabile. Mai recent, în 2012, a avut loc un nou focar când 10 persoane au fost infectate în Parcul Național Yosemite din California, iar în 2017 CDC a confirmat că 31 de fabrici din 11 state au fost confirmate pozitiv cu virusul SOL, însă cu toate acestea oamenii nu au fost îngrijorați pentru că acesta nu putea fi transmis de la un om la altul sau cel puțin așa credeau. Au existat cazuri extrem de rare în Argentina și Chile, unde oamenii infectați cu virusul Andes au infectat și alte persoane, dar acesta pare a fi doar cazul unei tulpini specifice a hantavirusului. Din nou, în încheiere, poate hantavirus să declanșeze o nouă pandemie globală? Tehnic este posibil, dar șansele sunt extrem, extrem de puțin probabile, poate nici măcar 1%. Pe lângă faptul că, în primul rând, este foarte greu să contracteze acest virus, pare că doar o singură tulpină a sa poate fi transmisă de la om la om prin contact direct. Spre deosebire de SARS-CoV-2, care este incredibil de contagios și nou pentru noi, pare că hantavirusul este opusul acestuia. Îl cunoaștem de aproximativ 70 de ani în Asia și Europa și cu toate că poate provoca o boală mortală, nu pare să fie la fel de fatal cum se credea inițial. Cel mai recent, în 2018, în Panama, a avut loc un focar de hantavirus, iar atunci Organizația Mondială a Sănătății a lansat o declarație susținând că, citez, pe baza datelor epidemiologice actuale și a răspunsului sănătății publice s-a evaluat faptul că nu există niciun risc semnificativ a HPS la nivel internațional din cauza acestui eveniment din Panama. Deci, chiar și atunci când apar mici focare ale acestui virus, nu numai că sunt monitorizate și izolate, dar totodată nu pare să îngrijoreze experții medicali. Nu avem niciun motiv să ne îngrijorăm de o a doua potențială pandemie provocată de o tulpină a hantavirusului. Haideți să ne concentrăm resursele și nervii pe acest nou coronavirus.
Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!